Bursele americane închid mixt ultima ședință de tranzacționare. Nasdaq pare să fie câștigătorul. De ce? Raportările companiilor tech sunt peste așteptările din piață. După Google și Microsoft urmează Meta, care are cifre peste așteptări. Venituri totale de 28,1 miliarde de dolari și 2,2 dolari venit pe acțiune. S&P 500 scade cu 0,38%, Dow Jones pierde 0,68%, iar Nasdaq compozit crește cu 0,47%. În ultima ședință de tranzacționare, aproape 100 de acțiuni din S&P 500 au avut creșteri. Restul au închis pe roșu. Se îndreaptă toți banii către sectorul tech. Mergem la Valentin Dragu, fondator Grow Your Wealth. Bine ați venit, domnule Valentin! Salutare! Vă salut, dragilor! Se pare că până acum avem în sectorul tech niște câștigători și sectorul tech în sine este un câștigător dacă ne luăm după raportările din acest sezon. Chiar își revin acțiunile tech sau așteptările au fost prea joase? Și acum mă refer la faptul că cele mai multe companii și-au redus guidance-ul în ceea ce privește veniturile trimestriale. Nu era oarecum de intuit că vor depăși aceste așteptări? Ba da, dar trebuie să ne dăm seama că acele corecții pe acțiunile din sectorul de tehnologie au avut loc în 2022, atunci când companiile ne-au pregătit pentru eventuale EPS-uri în scădere în următoarea perioadă. Dacă vă aduceți aminte, sectorul de tehnologie a fost cel mai lovit în 2022, iar noi menționam aici că, atât aici cât și pe Grow Your Wealth, acolo unde îi pregătesc zilnic pe membrii grupului, că este cel mai bun an în care putem cumpăra companii din sectorul de tehnologie pe aceste corecții, acesta fiind 2022, pentru că mă așteptam ca ulterior, prin importanța acestui domeniu, partea de tehnologie și artificial intelligence, să avem parte de o rotație a banilor în piața de capital dinspre energie, utilități, alte sectoare, către sectorul de tehnologie și am văzut acest lucru în primul trimestru din 2023, când Nasdaq-ul a depășit o creștere de 20% într-un singur trimestru. Așteptările au fost setate destul de jos. Companiile n-au trebuit să facă mare lucru pentru a depăși aceste așteptări, după câte vedem companiile care și-au eficientizat business-ul, adică au redus numărul de angajați, au putut depăși foarte ușor așteptările, au fost la vremea respectivă impactate la nivel de preț al acțiunii, dar acum este foarte ușor pentru ele să depășească așteptările. În continuare sunt destul de reținute în a-și exprima optimismul cu privire la viitoarele trimestre și cred că vom avea surprize destul de plăcute și în trimestrul 3 și trimestrul 4 la raportările viitoare. Bun, acum avem ceva bani puși deoparte și nu știm ce să facem cu ei. În sectorul tech... Foarte bine! Prea... E bine? Îi ținem așa? Nu, eu aș vrea nu, să este investim. Foarte bine că avem niște bani puși deoparte. Avem cash pe care să putem să-l ducem în piață. Da, asta e cel mai bine și asta ne-am străduit să facem. Acum vreau și eu să știu unde să pun banii ăștia. Când spun eu, mă refer la toți cei care ne urmăresc. Suntem comunitatea celor care avem mulți bani puși deoparte. Nu știm ce să facem cu ei pentru că în tech pare că nu mai are sens să mai punem bani. Odată ce creșterile au fost destul de mari, să-mi spuneți dacă are rost și cât să pun din stash-ul meu, da? Cât pun în tech și spre ce mă mai orientez, la modul cel mai serios. Ce ar trebui să urmărim, ce sectoare ar trebui să luăm în calcul, având în vedere că mai vin raportări din toate segmentele, chiar dacă noi am tratat mai mult băncile și sectorul tech până acum. Unde ar trebui sau unde ar urma să vină poate niște raportări mai puțin plăcute și acolo mi-aș pune și eu banii că după aia urmează și niște creșteri bănuiesc. Bineînțeles, menționăm faptul că nu este un sfat de investiții, este doar o discuție. No, doar este am doar făcut eu așa un cadru mai relaxat, dar bineînțeles e numai cu titlul de prezentare, așa cum se spune. Da. Da, este doar o discuție între noi cei de aici și ne bucurăm că cei care ne urmăresc o fac zi de zi. Este doar o opinie personală în urma unei analize personale. Trebuie să țineți cont de faptul că eu sunt un investitor agresiv în ceea ce privesc investițiile în piața de capital. Prin urmare, eu voi spune prin prisma mea, da? Și nu este un sfat de urmat de către cei care au un alt profil de investitor. Haideți să ne gândim puțin. Viitorul este reprezentat de tehnologie. Economia mondială nu se poate
dezvolta fără ajutorul tehnologiei, fără ajutorul artificial intelligence, se pare, care a luat un avânt mult prea rapid, mult prea agresiv, din punctul meu de vedere. Și cred că unele companii au parte de o creștere a prețului acțiunii nesustenabilă, să spunem, pe niște așteptări mult prea optimiste cu privire la această parte de artificial intelligence. Dar aș spune așa, pentru investitorii care sunt în continuare focusați pe value, pe dividend și pe au un profil de risc moderat, aș merge în continuare către energie și către utilități, dar atenție că aceste sectoare au fost preferate de către investitorii instituționali mari în 2022 și poate vor fi preferate în continuare o scurtă perioadă de timp, după care va avea loc o rotație a banilor către sectoarele care vor beneficia de următorul ciclu de expansiune economică, deci value investors către ETFs, energy, utility, companii sigure, companii valoroase care produc un cash flow constant și care nu au o volatilitate foarte mare pe prețul acțiunii, iar pentru cei care au așteptări de creșteri mai mari, m-aș îndrepta în momentul de față către partea de cyber security. Aici aș putea menționa companii precum CrowdStrike, Palo Alto Networks, Fortinet, SentinelOne, poate și companii din eșalonul secund precum Cloudflare, Zscaler, Datadog. Aș merge către companiile acestea care acoperă partea de panouri solare, care deja s-au corectat foarte mult chiar ieri printr-o raportare bună a celor de la Enphase Energy, dar care au oferit un guidance ușor negativ pentru următoarele trimestre și tot sectorul s-a corectat destul de agresiv. Găsim acolo niște prețuri foarte bune și au o perspectivă foarte bună de viitor, bineînțeles de cumpărat în tranșe, controlat și asumat cu o viziune pe termen îndelungat de cel puțin 3 ani de zile, pe mai mult de 3 ani de zile. Aș merge către partea de EV, acolo unde Tesla s-a corectat destul de mult și cred că Tesla ne pregătește pentru un nou ciclu de creștere exponențială pe prețul acțiunii în următorii 3 ani de zile. Avem și lansarea Cybertruck la finalul acestui an. Mult, aș merge către partea de litium, către partea de semiconductori, dar nu orice companie de acolo, pentru că AMD deja a avut parte Nvidia, mă scuzați, a avut deja parte de o creștere foarte mare, către partea de auto suppliers, poate BorgWarner, care indiferent care va fi compania care va crește foarte mult în viitor, BorgWarner va livra componente pentru acești producători auto. Avem în ce să investim, dar nu spun că tehnologia a crescut foarte mult și nu mai mă îndrept către tehnologie. Din contră, îmi asum că în viitor tehnologia va fi foarte importantă și prefer să cumpăr pe orice corecție mai amplă, inclusiv în 2023. Ținem cont că 2023 și 2022 au fost niște ani extraordinar de buni de a acumula companii din tehnologie și a ne pregăti portofoliu pentru următorul ciclu de expansiune economică în care aceste companii vor domina S&P 500, Nasdaq, bineînțeles, și portofoliile investitorilor care vor avea profituri foarte mari. Uite că acum am aflat și ce să facem cu banii, că ne gândeam să nu îi spargem pe toți cu 1 mai. A fost o discuție, atenție, nu sfaturi de investiții. Vă rugăm să analizați aceste companii și să le aveți în portofolii doar dacă corespund așteptărilor și profilului de risc. 100%. Disclaimer-ul e totdeauna inclus. Nu facem vreo... sau nu ordonăm cuiva, nu spunem exact că asta va fi traiectoria, dar încercăm să o intuim alături de dumneavoastră, ca de obicei o discuție plăcută și care ne aduce și un plus. Mulțumim! Să sperăm să fie și plusul pe bursă la fel de mare. Mulțumim și ținem aproape totdeauna, vă mai așteptăm la noi. Și pentru că spunea mai devreme domnul Dragu de anumite corecții, hai să vedem. Avem și alți analiști, avem și alte puncte de vedere, nu neapărat diferite, dar avem mai multe, așa că numai așa putem lua o decizie corectă, dar documentată. Hai să vezi. Investitorii vor încerca să-și marcheze profiturile în perioada următoare, spune analistul Bob Parker. De ce? Rezultatele financiare pe T1 nu vor fi atât de bune, iar temerile legate de inflație și recesiune nu au dispărut. Bursele vor intra în corecție în mai și iunie, spune el. Principalii indici din Europa și Statele Unite au randamente pozitive în 2023. De până la 17%. În Europa, indicele parizian și FTSE 100 au atins noi maximă în 2023. Ce urmează pentru burse? Unde se duc banii în perioada următoare? Să vedem!
So there is money sitting on the sidelines there. Having said that, I think that money is going to sit on the sidelines, and I think the theme really for May and June is actually going to be rotation into what has underperformed year, which is into value and defensive sectors and taking profits on cyclical and growth sectors and that sector. That has performed very well in the last 2 months. I think that's now going to see profit taking. Well, arguably, it's already seeing profit taking. Is that going to continue? Yes.